Bună și bine ați venit pe Tarotada, dragile mele balanțe. Astăzi vreau să facem o etalare bonus pentru luna octombrie și haideți să vedem ce vine către voi în această perioadă a lunii octombrie. Balanță. Eliberează controlul, eliberează-te, pentru că aici vei fi condus de sinele tău, de divinitate, către ceea ce ai tu nevoie. Eliberează să mai controlezi absolut orice, pentru că trebuie să-ți asculți intuiția și să mergi ghidat de intuiția ta, de sufletul tău. Vedeți, aici este eliberarea de control și această barcă are aici un felinar. Te va ghida lumina ta interioară către orice vis ai. Aici vine liniștea, totul e liniștit, mergi cu valul, mergi în virtutea destinului tău, pentru că totul se mișcă conform planului divin. Este o energie foarte plăcută, foarte ușoară, foarte înălțătoare. Simplifică-ți viața și mergi către destinul tău ușor și lin. Destinul tău îți anunță o nouă lumină, un nou ciclu care începe acum. O nouă filă din cartea vieții tale începe să se scrie din această perioadă a anului. Ai aici un nou început, o nouă lumină. Fă primul pas, pentru că aici urmează o desăvârșire. Când vei ajunge în vârful muntelui, vei spune: am reușit. Merge adânc, explorează-ți rădăcinile, pentru că acolo posibil să fie ceva ce tu urmezi și va trebui să rupe acel lanț. Împământează-te și cunoașteți propriul adevăr, pentru că aici ai această posibilitate să-ți întemeiezi o familie, propria ta familie, să mergi către visul tău, oricare ar fi acesta. Continuă să mergi, faci treabă bună, pentru că vei ajunge în vârful muntelui. Lasă-te în voia destinului și fă primul pas către această lumină. Foarte frumoasă energie, văd o energie ușoară. Ghidare este. Aveți aici ghidare divină. Tot universul merge cu voi și totul este liniștit, totul este în mod divin integrat, totul este în ordinea firească a lucrurilor. Haideți să vedem, dragile mele balanțe, vine o eliberare în viața voastră, poate de niște credințe, poate de un blocaj. Văd aici ceva se deblochează pentru voi și totul vine liniștit, ca la carte, se întâmplă toate lucrurile, dar în beneficiul vostru. O nouă viziune, o primă lumină, ceva diferit decât ați trăit până acum. Și, dragilor, este în destinul vostru, pentru că această lumină vă ghidează. Această lumină este intuiția voastră. O nouă viziune. Eliberați controlul care este ținut de minte. Mintea uneori ne minte. Intuiția nu ne minte niciodată. Ascultați-vă, aici vi se spune intuiția în perioada aceasta care urmează, pentru că vă va aduce o eliberare, renunțarea. Vă trebuie aici o nouă viziune, să renunțați la ceva ce v-a îngrădit și poate că nu v-a adus o iubire, acest blocaj. Poate sunteți într-o relație unde nu vă mai regăsiți, poate nu vă găsiți un partener. Aici aveți îndrăgostiții și este o decizie, este un pas mic, această primă lumină, până a întâlni această persoană benefică pentru voi. Dar e o nouă viziune, ceva trebuie să schimbi, la ceva trebuie să renunți. Probabil să renunți să-ți asculți mintea și trebuie să-ți asculți intuiția, sufletul. Ia această decizie, pentru că aici este prima lumină, iar aici sunt îndrăgostiții. O nouă viziune, diferit total de ce ați avut până acum. Vi se spune să renunțați la ceva ce vă sabotează. Aici aveți tristețea. Posibil să trebuiască să renunțați la tristețe. Iar aici este judecata, transcederea iluziei.
Ce v-a ținut în această tristețe și ce vă aduce mai aproape de fericirea voastră? E o decizie pe care voi trebuie să o luați în această perioadă, pentru că aici este o nouă viziune, iar aici este un nou ciclu care începe acum în viața voastră. O primă lumină, un prim licăr, poate o persoană în Gemeni, în Pești, care intră în viața voastră și aduce prosperitate, aduce prospețime, aduce frumusețe, lumină, frumoasă energia pentru voi. Dar și voi aici aveți ceva de făcut, aveți de ales. Rămâneți în acea tristețe, în acea reprimare, sau vă schimbați viziunea și renunțați la acestea și mergeți către acest nou început. De fiecare dintre noi depinde, dragilor, ceea ce ne alegem, ceea ce suntem, aceea atragem. Să fim buni, să fim frumoși, așa cum ne dorim să fie și partenerul, să fim noi. Dragilor, aici a ieșit soarele și luna. Ce poate fi mai frumos de atât? Voi aici întâlniți și este în destinul vostru un partener, poate total diferit de voi, la pol opus, dar perfect pentru viața voastră. Soarele și luna, întunericul și lumina. Un moment de destin în viața balanțelor, în această perioadă. Deschideți bine ochii, fiți buni cu voi și blânzi cu voi, cu propria persoană, ca și această persoană care intră în viața voastră să fie la fel. Da, este foarte frumos aici. Ieșiți dintr-un blocaj și vă îndreptați către o nouă fericire. Aveți soarele, luna, îndrăgostiții. Până acum a fost pânzuratul, a fost un blocaj, a fost o reprimare, poate un sacrificiu, dar acum vedeți lumina aceasta care vă ghidează, vă ghidează spre scopul vostru, vă ghidează spre persoana ideală. Voi aici aveți un partener care intră în viața voastră și este pe destinul vostru. A zburat roata norocului, se schimbă totul pentru voi într-o clipă în această lună. Este frumos, îmi place că zboară cărțile, sunteți curioși, un rege de monede, dragilor, o persoană stabilă care o să vă dea mult de gândit. De ce n-ați întâlnit o astfel de persoană până acum? Pentru că voi v-ați reprimat. Eliberați-vă de control și ascultați-vă sufletul. Pentru că aici este o primă lumină, un rege de monede, taur, fecioară, capricorn sau leu sau pești care intră în viața voastră. Este o persoană stabilă, este o persoană statornică. Gândiți-vă la această lună plină pe care o avem astăzi. La ce trebuie să renunțați? Ce v-ați reprimat? Ce gând învechit? Ce credință învechită? Ce persoane care v-au stat în cale ați întâlnit în această viață și luați decizii corecte pentru voi? La capătul setului de cărți este carul. Dragilor, voi mergeți, această lumină, nouă lumină, primă lumină, va aduce succes. Acest început deschide calea către succes, către împlinirea unui vis. Aveți aici soarele, luna și roata norocului. La sfârșitul pachetului este carul. Dragilor, este o iubire divină care ajunge în viața voastră în această perioadă. Lăsați controlul la o parte, nu mai dați bătălii între minte și suflet. Ascultați-vă sufletul, pentru că aici este pe destinul vostru să fiți fericiți. Vine această fericire în perioada care urmează. Transcedeți iluzia, judecata, noi începuturi și renașterea, dragilor. Vedeți, aici este 10 de cupe. Este armonia. Vine acest împărat în viața voastră sau împărăteasă și vine cu abundență. Renunțați la lupte, renunțați la autosabotaj, pentru că aici ați avut karme multe de încheiat, vieți anterioare pe care le-ați încheiat. Acum se scrie o nouă poveste și vine armonia în viața voastră. Superbă această nouă iubire care intră în viața voastră.
Leu, rac, pești, taur, fecioară sau capricorn sau gemeni. 10 de cupe, noua viziune, noua gândire vă va aduce un partener pe măsură. Dacă aveți o întrebare pentru această perioadă, vă rog să vă adresați acum pentru că încercăm să-i găsim și un răspuns. Mergi cu valul, mergi către destinul tău, aici vei pune bazele unei noi fericiri, unei noi împliniri. O poveste nouă, romantică, începe acum în viața ta. Haideți să-i găsim răspunsul întrebării. Meditația îți va aduce răspunsurile la întrebările pe care tu le ai, la oricare întrebare. Răspunsul la întrebarea ta este da, hotărât. Meditează, vezi ce este cel mai bine pentru tine, pentru că lucrurile merg frumos spre fericire. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată. Vă pup, pa, pa!